Murată în sarmale cu carnea la Cluj, împlăcinte ori în ciorbă sau pur și simplu făcută salată. Varza este foarte iubită de noi toți. Este a doua în topul preferințelor după cartofi. Dovadă că am ajuns să mâncăm în medie cam 45 de kilograme pe an de cap de locuitor și pentru că se vinde bine, fermierii și-au crescut producția. Au multe solicitări și la restaurante. Într-un restaurant, bucătarii folosesc câteva tone de varză în fiecare lună. Vedete sunt tradiționalele plăcinte de lespede cu varză călită din abundență. Adriana Duna, reprezentanta unui restaurant. Avem varza la Cluj, sarmale, salate care conțin varză. Varza este printre preferințele clienților noștri. Lucrăm foarte mult cu producătorii locali din zona Aiudului. Pentru zilele călduroase, bucătarii recomandă varza la Cluj cu legume. În loc de carne tocată din abundență, folosesc hribi pentru un plus de aromă. Potrivit Institutului Național de Statistică, consumul mediu anual a depășit 45 de kilograme de varză pe cap de locuitor și producția trece de 600.000 de tone. Într-un bazin legumicultor, cantitatea de varză cultivată anul acesta față de anul trecut a crescut cu 20%. Un fermier pune soiuri românești, acestea fiind și cele mai apreciate pe piață. Marius Popa, fermier, a mărit suprafața față de anul trecut pentru că am fost mulțumit de ce producție am scos. Florin Opriș, tehnician agricol, la 3 lei cum e acum pe piață ar fi bine să țină prețul așa și va ține pentru că varza în câmp se udă. În piețe, varza costă 3-4 lei pe kilogram. Producătorii cultivă varză albă timpurie, dar cea mai mare suprafață o reprezintă tot cea cu varză de toamnă care poate fi conservată, relatează știrile ProTV.ro.